Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint câteva parțiale care au intrat în colecția mea, în colecția mea de parfumuri. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Aceste parfumuri, de fapt, le-am cumpărat de la o persoană dragă pe care o îmbrăcișez și îi mulțumesc mult. Îi mai mulțumesc și prietenii mele dragi. Știe ea foarte bine. Dar haideți să trecem la ce am cumpărat, la ce voi testa și despre ce parfumuri vom vorbi astăzi. Sunt niște minunății din punctul meu de vedere. Primul despre care vreau să vorbesc astăzi este acest Flower by Cynthia Rowley. Este o apă de parfum de la Avon. Nu se mai găsește. Și haideți să vă arăt și sticluța cum arată. Este foarte, foarte frumoasă. Așa arată sticluța. Pare destul de plină, din păcate nu pot vedea câți mililitri sunt, dar să știți că este aproximativ plină. Haideți să vorbim despre acest parfum. A apărut în 2008, are ca note de vârf frunză de violetă, citrice, de mijloc crin, frezie, note florale și iasomie și nufă, de bază, lemn de santal, vanilie, mosc și cașmeran. Este un parfum de vară cu multe flori, flori multe, multe, predominante sunt florile albe. Este un parfum pudrat, vanilat, ușor, feminin, foarte feminin, dar este ca o boare de vară care vine dinspre o grădiniță cu multe, multe flori, foarte multe flori. Este foarte frumos, este foarte diafan, deci este un parfum floral. Îmi place mult, este pentru vară, clar pentru acele zile super, super calde cu temperaturi de peste 40 de grade. Când îl voi purta, mă voi simți ca într-o grădiniță cu flori. E foarte frumos. Este foarte, foarte frumos. Bun, acesta este primul parfum meu. Următorul despre care vreau să vă vorbesc astăzi, a mai intrat în colecția mea un parfum de la Guerlain. De fapt, este o parțială, Aqua Allegoria, Erba Fresca. Atâta. A? Ce să spun despre acesta? Doamne, cât este de frumos! Este un parfum aromatic verde, spun cei de pe Fragrantica, care a apărut prima dată în 1999. Este creat de Jean-Paul Guerlain împreună cu Mathilde Lorrain. Nu știu ce am astăzi, dar mă bâlbâi. Bun, eu am un clip dedicat parfumurilor mele Guerlain din colecție. Am mai adus unul, Erba Flora, Fresca, și îmi place extraordinar de mult. Ce avem aici? Din punctul meu de vedere, avem aici un ceai verde cu un pic de lămâie și multă, multă mentă. Haideți să vă spun și notele. Notele de vârf lămâie și trifoi, de mijloc mentă și ceai verde și de bază lăcrămioare și siclamă. Nu simt florile, eu simt numai acel ceai verde cu mentă. Este foarte, foarte verde, efervescent, fresh. Este foarte frumos, este altceva. Nu am mai întâlnit un asemenea parfum. Da, am mai întâlnit în alte parfumuri acea notă de mentă, dar era acolo la început, pe urmă dispărea, dădeau ideea de fresh, dar acest parfum reprezintă mentă. Mentă cu ceai verde, ca să fiu mai precisă. Îmi place foarte mult, este un parfum pentru zilele super, super calde și mă bucur tare mult că a intrat în colecția mea, mai ales în colecția mea cu parfumuri de la Guerlain. Bun. Trecem la un alt parfum pe care l-am încercat de foarte mult timp într-o parfumerie. Știu că mi-a rămas acolo, dar nu mai știam așa foarte bine și când am văzut această parțială de Terra di Gioia, apă de parfum de la Giorgio Armani,
în varianta inițială de 30 de ml, dar eu nu am 30 de ml, am cam jumătate, îl prezint imediat. Așa arată parfumelul. Deci dacă luăm așa, puțin, mai puțin de jumătate, ca să fie așa, cam în jur de 15 ml. Haideți să vorbim despre acest parfum. Îmi place foarte mult, foarte mult. Un parfum extraordinar de frumos. Un ambrat floral. Acest parfum a apărut în 2021, deci nu este atât de vechi. A fost creat de Natalie Lawson și are ca note de vârf pară, mandarină, bergamotă, de mijloc, floare de migdal și asomie și de bază lemn, ambrat și mosc. Este un floral dulce, dar în același timp găsim aici și ceva citric, este acel dulce pentru zilele calde, este un parfum cu migdale, simt migdalele, Doamne, și este așa de pudrat, da, simt aici amprenta parfumurilor de la Armani, inconfundabile, îmi place foarte, foarte mult și am uitat să vă spun, Flower by Cynthia Rowley stă pe mine, persistă pe mine cam în jur de 4 ore, Herba Fresca Guerlain la fel, în jur de 5 ore, dar nu dispare, acest parfum de la Guerlain pur și simplu rămâne acolo pe piele, mă simt foarte bine, foarte bine și îmi dă o stare de bine, iar acesta, Terra di Gioia de la Armani, stă acolo, 6-7 ore pe piele, dacă mai dau un pic pe păr sau pe haine, stă mult mai mult, este atât de frumos, atât de sofisticat în același timp, este un parfum pe care l-aș purta și la birou când port un sacou, ceva mai oficial, este un parfum care în care te face să fii feminină, puternică, sofisticată, este foarte frumos. Este extraordinar de frumos și mă bucur tare, tare mult că am această parțială. O să caut și varianta întreagă și dacă o să o găsesc la un preț bun, o să-mi o cumpăr. Și, nu în ultimul rând, am aici o parțială de Izina. Cam atât. Mai am din o sticluță, nu știu cum să vă arăt. Deci cam jumătate să zic. În jur de 20 de mililitri. Vai ce parfum frumos! Vai ce parfum frumos! Știu că este un parfum foarte scump, dar este extraordinar. Este un floral adehidic care a apărut în 2017 și are ca note de vârf bergamotă albă, adehide, piper roz, de mijloc, trandafir, aglică, note florale, bujor, lăcrămioară și asomie, de bază mosc, cedru și ambră. Este un parfum floral puternic, extrem de puternic. Cu trandafir. Se simte trandafirul. Clar se simte trandafirul, dar este un trandafir bine lucrat. Parcă s-ar fi luat cele mai parfumate petale de trandafir roșu, acela închis, puternic, în care s-au amestecat cu alte flori. Iasomie, lăcrămioare, se simte un pic și bujorul. Este un parfum totuși un pic citric, un pic pudrat, se simt și aldehidele, din această cauză este un parfum, cum am spus la început, puternic, puternic feminin, este acel parfum cu care te dai și stai cam 8 ore cu el. Este un parfum pentru evenimente speciale, este un parfum atunci când vrei să arăți că ești o femeie puternică, este un parfum extraordinar de bine blenduit și de bine făcut. Pun că, da, merită să fie un parfum scump, nu prețurile care sunt acum, clar, sunt prea ridicate, dar este deosebit, este altceva, este pe o treaptă mai înaltă, mie îmi place foarte mult, mă bucur tare mult că am această parțială, voi ține de ea, bineînțeles că este pe lista mea de preferate această aromă, acest parfum, dar nu prea cred eu așa că va intra repede în colecția mea, din cauza prețului normal.
Pe lângă aceste patru parfumuri prezentate până acum, am găsit și mi-a transmis dragile mele prietene, mi-au transmis și această miniatură de Samsara de la Guerlain. Uitați-vă la această miniatură. Cât este de frumoasă. Pe lângă că este frumoasă, este și plină. Deci este fantastică această miniatură. Este o bijuterie mică și mă bucur tare, tare mult. Pe lângă aceste parfumuri și această miniatură, am primit și câteva cadouri. De exemplu, câteva decănțeli de parfumuri. Și avem aici de la Salvador Dalí. Din păcate nu scrie și un alt nume și să știți că îmi place acest parfum. Este destul de puternic. Și mai am aici două decanturi de la Dubai Collection. Și primul despre care vreau să vă vorbesc este Magic Wood Pure de la Zafron. Cam atâta am. Acesta este un dup după Montale Oud Zafron. Bineînțeles, le găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection. Dacă folosiți codul meu de reducere SS05, veți avea o reducere de 5%, indiferent de valoarea comenzii sau ce cumpărați de pe site-ul Dubai Collection. Revenind la acest decanțel, deci este un Magic Wood Pure, un dup după Montale Oud Zafran. Și are următoarele note: ud, șofran și trandafir. Se simte udul și trandafirul. Este un parfum puternic pentru vremea rece, dar este extraordinar de frumos. Vi-l recomand. Apoi, am aici blend Afgano, care arată așa, el este mai închis la culoare. E, aici vorbim despre un unisex, un dup după Nasomato Black Afgano Plus Oud. Este un parfum unisex, dar care duce mai mult către bărbătesc. Are ca note de vârf cannabis și note verzi, de mijloc rășină, note lemnoase, cafea și tutun și de bază tămâie și ud. Simt foarte puternic aici cafeaua. Notele lemnoase și rășinile, este foarte frumos. Este foarte frumos, dar da, este în grupa aceea care duce către parfumurile bărbătești, deși sunt unisex. Este un parfum pentru vremea foarte rece, foarte rece, trebuie să fie foarte rece afară pentru a se dezvolta, nu acum, pentru că acum ar fi prea puternic, dar la fel pe site-ul celor de la Dubai Collection puteți găsi variante de acestea de 10 ml sau 5 ml, încercați-le înainte, sunt foarte frumoase parfumurile de pe Dubai Collection. Bun, dragile mele prietene, s-au gândit să-mi facă și mici cadouri, altceva decât parfumuri, și vorbim aici despre un balsam pentru buze cu cireșe, care miroase a cireșe. Așa arată. Și de-abia aștept să îl încerc. Vreau să vi-l prezint. Am primit și această pereche de cerceluși. Așa, micuți. Și rotunzi. Ia să vedem dacă pot să-i scot eu de aici să-l iară mai bine. Arată așa. Mulțumesc mult! Apoi, am primit și acest colier cu această buvniță. Foarte frumoasă! Foarte, foarte frumoasă! Acest colier schimbă orice ținută, din punctul meu de vedere. Și nu în ultimul rând, am primit această borsetuță sau, nu știu cum să spun, de la Lancôme, care arată așa, înăuntru este așa, este destul de măricică, dacă vedeți este mai mare decât palma mea, îmi place foarte mult cum arată. Această borsetuță am găsit această miniatură plus încă câteva produse. Îmi place foarte mult, vă mulțumesc mult, mult de tot, abia aștept să
să o port. Îmi place sistemul, deși nu are capsă sau ceva. Fiind foarte grea această clapetă și se deschide destul de greu, cam greu vor cădea de aici produsele, ceea ce este foarte bine și mă bucur tare mult pentru tot. Vă mulțumesc pentru cadouri, mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea de a încerca aceste parfumuri minunate. Vă mulțumesc vouă că sunteți aici lângă mine. Vom mai vorbi despre parfumuri pe canalul meu. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!